Bună! Am cea de-a treia comandă de la Avon. Acesta este catalogul din care am plasat comanda, dar am produse și din online, pentru că dacă urmăriți Avon-ul, știți că a început și la ei Black Friday vineri, adică ieri, și deja am primit coletul, l-am luat de la Easybox și haideți să vă arăt ce am în el. Am mai avut o încercare de a filma, așa că este deschis colețelul, cutia. Am produse aici pe comandă și câteva pentru mine, dar și câteva cadouri. Să știți că anul acesta nu au mai fost produsele ce erau odată, ofertele ce se găseau odată pe site-ul celor de la Avon, nici de cum. Au fost foarte limitați. Pachetul cu Today a fost limitat la două seturi pe reprezentant și mi se pare că își dau cu stângul în dreptul. Pentru că interesul e să vinzi. Și nu înțeleg de ce limitezi. Dacă interesul tău e să vinzi, în fine, mă așteptam să limiteze la, nu știu, 10 bucăți pe reprezentant sau, dar în fine. Faci reclamă, trimiți oferte clientelor și după aia îți spune că stai, ai voie doar două produse să comanzi. Mi se pare ură din partea lor, mai ales că nu a fost anul acesta ceva wow. Și da, primul set pe comandă a fost acesta, Today, parfumul la 50 de mililitri și un ruj lux. Nuanța este roz silk. 60 de lei, vă spuneam, setul. Și cel de-al doilea, la fel. Sunt aceleași produse. Le-am luat pentru două cliente diferite. Bineînțeles, două cliente. Tot din oferta online am luat și acest set. Un parfum la 50 de lei. La comandarea a două bucăți, primeai 50 de lei pentru fiecare bucată. Dădeai, nu primeai, m-ați înțeles voi. Today, Tomorrow, This Love și Attraction Intense, două parfumuri pe care le ador și sunt pe terminate ale mele, așa că am zis că ar fi cazul să mi le recumpăr. Deci acestea au fost, acestea două pentru mine, nu știu ce am. Iar pe comandă mai am așa, din catalog, un rimel ultra volum, nuanța Black is Black. Acesta este la 28 de lei. Două rujuri sau glosuri, rujuri mate, rujuri lichide mate, așa sunt în catalog, Lip Paint. Nu reușesc să citesc aici nuanțele, dar le vedeți voi. Sunt la 28 de lei fiecare. Și tot pe comandă am și acest balsam de buze. Este o noutate cu strawberry lip balm la 10 lei. Acum, eu am primit, pentru că luna trecută am depășit 1600 de lei, am primit aceste două parfumuri, Attraction Closer pentru ea și Attraction Closer pentru el. Pentru ea are 50 de mililitri și este apă de parfum și l-ați văzut la mine, este un parfum foarte frumos, foarte frumos. Iar pentru el e apă de toaletă, 75 de mililitri, a venit țiplat, dar v-am spus că am mai avut o încercare de a filma și l-am desfăcut, l-am desigilat. Acesta este un parfum picant, dulce, fructat, puțin condimentat, are boabe tonka, are pară, piper roz și îmi place foarte mult mie. Și stați așa că am stricat atomizorul ăsta. Da. Este și atunci când am încercat eu mostra, v-am spus că e un parfum frumos. L-aș purta și eu, sincer, eu aș purta parfumul acesta, este foarte frumos, foarte frumos. Acum să vedem dacă băieților mei le va plăcea.
Dar testați-l, încercați-l pentru că este dulce, fructat, puțin picant și vanilat, așa. În colet am mai găsit și aceste două palete. Nu le-am văzut, nu știu ce e cu ele, eu nu le-am văzut în coș. Acestea două le-am găsit. Am văzut că spuneau ei că la o comandă de 150 de lei, stați că nu știu cum să le pun, primești un cadou. Eu am avut comanda de 319 lei și mă gândesc că pentru fiecare 150 de lei primești un cadou. Cadouri aleatorii va primi toată lumea, dar la mine s-au nimerit aceste două palete și le mulțumesc, mă bucur. Nu o să le deschid, voi le-ați mai văzut în online, nu o să le deschid pentru că aș vrea să le păstrez pentru cadouri în luna decembrie. Mi-a căzut catalogul, nu-i problemă. Și cadoul pe care l-așteptam este acesta. Oglinda aceasta are LED-uri pe aici. O să trebuiască să-i pun baterie. Este foarte frumoasă, îmi place. Bineînțeles, este plastic acesta și rama, dar îmi place oglinda aceasta și abia o așteptam. Și vă spuneam că le-am primit cadou. Da, am plătit ceva pentru că bănuiesc că acesta este sistemul. Trebuie să pună cumva o plată pentru manipulare sau manipularea Murphy sau impozit, nu știu. Pe această oglindă am dat 2 lei și pe fiecare parfum, acesta și cel de damă, am plătit 4 lei. Și o să vă arăt oglinda, dar nu o să vă arăt pentru că nu vreau să mă văd în oglindă, nu sunt pregătită pentru a mă afișa pe internet. Îmi cer scuze pentru că vă arăt cu spatele. Aici am un buton pentru a deschis-închis. Aici va trebui să pun eu baterii și aceasta este oglinda, așa, o să știți că îmi place, este foarte drăguță și abia aștept să văd ce e cu ea. Mă bucur foarte mult că nu a venit spartă, aveam emoții. Aceasta este tăvița pe care va trebui eu să o montez după aia și să-i pun baterii și îmi cer scuze încă o dată că nu v-am arătat așa cum trebuia fața oglinzii, dar sper să mă înțelegeți. Acesta este videoclipul de astăzi, aceasta este comanda mea. Îmi pare rău că, după cum v-am mai spus, și-au dat cu stângul în dreptul, cel puțin așa mi se pare mie. Astăzi au venit iarăși cu niște oferte. Nu mi se par deloc atractive, sincer, nu mi se par deloc atractive, așa că nu am plasat nicio comandă. Mai am ceva de comandat, dar mai aștept un pic. Vreau să văd și mâine dacă vor veni cu ceva cât de cât mai wow, deși mă îndoiesc. Spuneți-mi și voi părerea voastră despre Black Friday de la Avon de anul acesta. Sper că nu am supărat pe nimeni și dacă nu sunteți de acord cu mine, e perfect normal, nu e nicio problemă și nu avem nimic de împărțit pentru că Avon și noi suntem noi și nu cred că avem vreo treabă, nu suntem direct implicate. Gata, m-am bâlbuit destul, eu vă mulțumesc. Și ne reauzim la un videoclip viitor. Vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!